Salutare, salutare! Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, normal că nu mă arăt, ce crezi că vreau să mă arăt? Nu. Cred că știți pe fratele meu, pe canalul acesta nu e al meu, e al lui fratele meu, care, vedeți și voi poza de copertă, a fost în o grămadă de țări, când avea el vreo 15 15-16 ani, nu mai știu bine, dar așa mi-a zis. Și cred că ați văzut și voi, eu sunt sora lui, ca să știți, cred că știți. Ați văzut că a făcut muzică pe laptop, ați văzut și voi. Cred că el, nu sunt sigură, scuze, dar sper să fie el. Dar să scrieți în secțiune de comentarii ce părere aveți. Ce părere aveți voi despre el? Vă rog, scrieți în comentarii, vreau să vă părerea voastră. Și hai să facem și noi 100 de abonați, vă rog eu din suflet, încă 20 de oameni, vă rog. Cei de la Vizi, Glen, vă rog, haideți, nu vă... Decât vreau să facem 100 de abonați, să vedem ce... Să-l impresionăm pe fratele meu, îl cheamă... Anastasie Florin Constantin, acum îl cheamă. Sa? Și ok, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să vă abonați neapărat, de like-uri nu mă interesează. Să vă abonați și cam atâta. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați de abonare normal. Și noi cred că ne vom re... Oh, zi de-a-ta! Vitore, pa, ha, ha.